Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face împreună o rețetă super bună și delicioasă. Prăjitură televizor. Această rețetă am preluat-o de la mămica mea. Să începem rețeta. Pentru pișcotă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 100 g zahăr, 60 g făină, 3 ouă, o jumătate de linguriță de praf de copt și o linguriță de esență de vanilie. Vom pune într-un bol mare ouăle și zahărul. După care vom începe să mixăm până ouăle se albesc și devin foarte spumoase. Următorul pas, vom adăuga pasta de vanilie sau esența de vanilie, după care vom continua să mixăm. Acum vom trece prin sită făina împreună cu praful de copt. Vom cerne puțină făină, după care vom începe să amestecăm ușor de jos în sus. După care iarăși vom adăuga puțină făină și iarăși vom amesteca. Am omogenizat bine toate ingredientele, iar acum vom avea nevoie de o tavă. Tava mea este pătrată de 20 x 20 cm. Vom turna compoziția și o vom întinde bine pe toată suprafața tăvii. După care o vom da la cuptor pentru 15 minute la 170 de grade Celsius. Între timp ne vom ocupa de foi. Pentru foi vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 70 de grame de zahăr, 35 ml ulei, 45 ml lapte, 30 grame cacao, 5 grame amoniac pentru prăjituri, un ou și făină cât cuprinde. Vom adăuga în bol oul, uleiul, zahărul, laptele, după care cu un tel vom amesteca bine toate ingredientele. Următorul pas vom adăuga cacaoa și amoniacul. După care vom omogeniza bine toate ingredientele. Iar ultimul pas, vom adăuga făina. Făina se pune cât cuprinde. Vom adăuga făină până vedem că aluatul devine ca un aluat pentru biscuiți. Așa trebuie să arate compoziția. Acum vom împărți compoziția în două și vom întinde două foi. Prima dată vom întinde o foaie, după care o vom da la cuptor pentru aproximativ 10 minute la 170 de grade Celsius.
copt o foaie, acum o vom face și pe cea de-a doua. Următorul pas vom trece la asamblarea prăjiturii. Eu am făcut cremă de vanilie. Rețeta cremei de vanilie o voi lăsa în cutia cu informații. Pentru cei ce doresc să o prepare, este o cremă foarte ușor de pregătit și foarte bună. Acum vom pune jumătate din cremă și o vom întinde bine pe toată suprafața foii. Iar acum vom așeza piscota. Și vom pune cea de-a doua parte a cremei pe care o vom întinde pe toată suprafața. Iar acum vom așeza cea de-a doua foaie. După care o vom da la frigider și vom face o glazură de ciocolată. Următorul pas, vom turna glazura de ciocolată. Eu am făcut o glazură de ciocolată din 100 ml de frișcă și 100 g de ciocolată neagră. O vom întinde bine pe toată suprafața prăjiturii. După care o voi decora cu bucățele de ciocolată. Iar acum o vom da la frigider aproximativ 2 ore. Și gata prăjiturica noastră televizor. Sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă e așa, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Mulțumesc tuturor pentru vizionarea rețetei. Pa, pa!